pentru că se apropie Ziua Internațională a Femeii și pentru că toate femeile își doresc ceva, dar nu se știe cu exactitate ce anume, echipa Promotime a fost atentă cu ele, l-a întrebat, l-a ascultat și a făcut notițe. Important respect, important multă dragoste, multă afecțiune, grijă și desigur că ar conta și niște flori frumoase. Îmi plac lalelele albe, el știe. Mama, sora, fiica mea și nepoțica mea să fie fericite, sănătoase și împlinite. Atunci eu să fiu fericită și bărbatul meu scump să-l simt alături. Dacă mi s-ar spune de 8 martie mulțumesc pentru faptul că ești, asta ar fi mai mult ca suficient. Natalia Leancă, Laura Veti, Diana Grigor, Carolina Agorun și Natalia Duminică sunt câteva dintre femeile care la solicitarea noastră și-au expus doleanțele referitor la această sărbătoare. Eu cred că aș vrea să fie foarte sincer cu mine. Для 8 марта я пожелаю здоровья близким людям, себе, всем окружающим и счастья. Și dacă unele din ele au zis că vor liniște sau pur și simplu să se simtă iubite în această zi importantă, altele au pomenit de flori, parfum, bijuterii, haine sau vacanțe. Ba mai mult, că vor să fie răsfățate, vor ceva special, spontan, dar gândit perfect până la cel mai mic detaliu, așa cum sunt și ele. Să înceapă dimineața frumos de 8 martie, cu atenție, cu flori, cu mesaj și vreau ca această zi să fie o continuă sărbătoare. Știu că cei care mă iubesc au gusturi foarte bune și spuneți ceva frumos, un parfum sau anume o brățară. Ce o fi, o să accept cu mare plăcere pentru că îmi plac cadourile. De 8 martie îmi doresc multe, multe, multe flori. În primul rând, odată și odată, totuși să plecăm în Spania, că mi-a promis de mult. Rămânem cu ochii pe ele pentru a vedea dacă dorințele lor au devenit realitate.